Tu ești cam printre puțini burlaci, nu? La capitolul femei este în căutare, dar are și lucruri bine stabilite. Cotat drept cel mai bun atacant din România, Denis Alibec ascunde multe în spatele omului de pe teren. Alibec este fără doar și poate unul dintre cei mai talentați jucători din România, dar asta nu l-a făcut să uite de unde a plecat. Trăiește cu picioarele pe pământ. Cu toate că este tânăr și ne-am fi așteptat să-l vedem non-stop prin cluburile de fițe, Alibec nu prea iese din casă. De ce? Nu-mi place viața de noapte. Chiar dacă multă lume mă vede ca pe un copil problemă al fotbalului românesc. Chiar dacă nu prea este adeptul distracției în club, o vacanță totuși și-ar lua. Unde? În orașul lui preferat. New York. Am fost foarte impresionat și mi-aș dori să merg într-o vacanță acolo. Să revenim la fotbal și să aflăm ce probleme are Alibec cu Ronaldo. Se anunță un război între cei doi? Cristiano Ronaldo marchează exagerat de mult. Am fost mai rebel așa. Va veni și vremea mea. Fetele care se uită în acest moment la tine și am înțeles că tu ești în rândul fotbaliștilor unul din bărbații doriți de către femei. Așa e? Așa am înțeles, că toate fetele mor după tine. E bine așa, nu? Cum să fie fata care îți place ție? Primul lucru probabil trebuie să te înțeleagă, nu? Că tu ești foarte mult implicat și muncești mult. Da, normal, trebuie să fie înțelegătoare și restul zonul ăsta. Fetelor, sperăm că ați notat tot. Și acum știți ce trebuie să faceți ca să-i intrați în grații.